21% din copiii de la sat consideră că nu sunt niciodată sau sunt doar uneori fericiți, arată concluziile unui studiu recent. În plină criză sanitară, într-un sfert dintre gospodării, copiii nu se spală întotdeauna pe mâini după ce merg la toaletă și nici înainte de masă. În aproape jumătate dintre familii, copiii nu se spală pe dinți de două ori pe zi. 56% dintre elevii care abandonează școala după clasa 8-a o fac pentru că familia nu își permite costul școlii. Unul din 14 copii afirmă că are o viață rea. Studiul relevă și faptul că un sfert dintre copii spun că nu sunt ajutați de nimeni când nu știu să-și facă tema pentru acasă, iar 8% raportează chiar că nu are cine să îi îngrijească atunci când sunt bolnavi. Peste o treime din părinții chestionați recunosc că țipă sau strigă la copii, în timp ce 11% îi îmbrâncesc. Peste 30% dintre părinți consideră că pentru a-ți găsi de lucru este mai important să ai relații decât să termini o școală, conform aceluiași raport. Eșantionul cercetării a cuprins peste 900 de gospodării.